Avem un drum lung până acasă. Era cât pe ce să uităm? Am fost nevoiți să ne oprim din drum. Chiar era să facem pană. Doamne, vine să plâng. Următorul băiat, mai ne zicem că îi punem numele Ștefan. Am oprit de urgență pentru că avem... Și iată, uite, așa e la noi mereu tot drumul. Apropo, un secret! Mihaela a rămas aici acasă. După o săptămână de lipsă. Și ne-a dor de ea. Bună dimineața! Toți s-au trezit. Mihaela încă doarme. Ce se aude acolo, gălăgie? Tati, ce faci? Ce cauți? Vrei să crezi. Ce am luat eu cu mine, mami? Ce ai luat cu tine? În vacanță. Cântarul! Lasă-mă că interes să văd. A patra zi, câte kilograme am doborât. Hai, să văd. Stai un pic, ia prima eu să mă cântăresc să văd câte toxine am dat jos. De ieri până azi. 54. Ieri aveam 56, 5 sau 56, 7, ceva genul ăsta. Mamă! Mami, ai și tu toxine. Atâtea? Într-o singură zi? Și asta e tot răul din mine, da? A ieșit. Mamă! Tati, e rândul tău să te cântărești. Eu vreau să merg la baie să fac un duș. Dar hai să testăm și cântam. Tati, cântar ți-l luat, dar centimetru l-ai luat? Da. Ei? Da. Tu nu glumești. Câte kilograme sunt? Oh, 75 și 4. Stai puțin, cât avea ieri? Nu țin minte. Îți spun eu cât aveam de la început. 80,7. Asta a fost pe data de 14 mai. Și acum este data de 18 mai, sâmbătă! Nu făceai asta niciodată. Cât n-ai încercat, câte metode. Chiar dacă făceam înfometare și vreo 15 zile, nu erau aceste rezultate, mami. Primul nutriționist mi-a spus așa, înfometarea îngrașă ficatul. Nu știam de asta, pentru că el se sperie că nu vede mâncare și atunci începe să-și acumuleze niște resurse și transformă glucoza în grăsime. Dar cel mai important, tu nu ai înfometat zilele astea. Deloc. Acest program de sănătate e un program minune și vă recomandăm și vouă să-l folosiți cei care au nevoie, nu doar pentru slăbit, ci și pentru cei slabi, ca să-și scoată toxinele din corpul lor. Așa cum am făcut-o eu. Metabolismul, pentru a-și activa metabolismul. Tate, ia fă o piruietă, mie îmi place. Uite, burta, practic. Mame, burta. Gușa nu mai este. A început să-mi afară fața. Fața. Apropo, și toți copiii noștri deja au început acest program. Melissa, deja poți să zici papa coșurilor tale și se va întări foarte mult imunitatea. Eu vom sunt vedea, convinsă. Veți vedea și voi. Acum am multe coșuri de casă. Nu doar coșurile, dar tot ceea ce afectează organele îngrașate. Grăsimile de pe ficat, de pe toate organele noastre interne. Să-i zicem, bine ai venit, dragă viață, dragă sănătate. Și cu mare drag, cei care își doresc un astfel de program pe care îl ținem și noi, vi-l putem împărtăși pe adresa noastră de e-mail melimichannel@gmail.com sau pe pagina noastră de Instagram melimiyoutube. Ne scrieți acolo în privat și la fiecare în parte vă răspundem și vă ajutăm cu mare drag. Eu mă simt cu mult mai bine. Vreau și eu un duș. Linkul îl lăsăm în descriere și în comentarii. Eu am plecat în duș. Succes la duș! E rece? Am schimbat! Tati, inițial las să curgă apa rece, caldă. Las că și duș rece tot e bun. Avem un drum lung până acasă. Câte ore, Mircea? 7. Cel mai scurt 7 și 12 și cel mai lung 7 și 39. Și acum este ora 11. Deci, seara... Cred că târziu vom ajunge. Vom mai face și popas pe drum, iar voi mergeți cu noi împreună.
Te-ai trezit tu primul? Da. Dar unde sunt ceilalți? În pădure. Bună dimineața! Astăzi am dormit foarte strâns și acum am părul extrem de super încălcit. Nu știu dacă ați auzit voi, dar toată noaptea cineva a sfărăit foarte tare. Se auzea, parcă era la noi în cameră. Și de pe la ora 2 noaptea a început să sune un deșteptător. La cineva a setat alarma. Voi. Am pus o pahar la perete, altceva n-avem ce face, pentru că trebuia să vedem dacă cumva voi sunteți de vină, ca să vă stingem deșteptătorul. Și așa vreo 3 ore. Tate, dar să dormi așa strâns. Nu era Nesa și Mice, era altcineva. Când te-am sunat, dormeai? Da, dormeam, deja visam și după ce m-ai trezit că să mă întreb dacă e de la noi, n-am mai putut să adorm așa rapid. De ce ai dormit așa de mult? Pentru că tu ai dormit în mașină. Voi ați dormit vreo 8-9 ore, iar noi cu mami am multe. Tei, dar am făcut comandă de ouă ochi. Eu nu ți-a zis că vrea apă. Și atât. Eu am venit încoace să o deservesc. Matei e cel mai simplu. E foarte multă mâncare aici. Oare vom reuși să mâncăm totul din farfurie, tati? Nu știu cum va reuși tati să mănânce toată mâncarea. Mulțumim de masă, a fost bun și gustos. Și afară continuă să plouă. Noi suntem încă în localitatea Roman. Din cauza deficiențelor de la mașină, am fost nevoiți să ne oprim din drum. Dar sperăm să ajungem cât mai rapid acasă. Luați-vă pieptenele. Dar v-ați pieptenat? Ce mănânci? Am uitat în mașină aparatul de ras. Dar mami și-a gândit că nu a lăsat aparatul de ras de unică folosință din București. Din București. Tati m-a impresionat și chiar e bine venit să fie în toate hotelurile așa ceva. Că se întâmplă deseori. Și am luat și un set din altă parte. Un set cu ață și acru. Și... Bravo! Bravo! E o idee super tare! Și uite, tate! Hai să vedem cât de multe tăieturi voi avea pe față. Dar poate nu! De regulă, atunci când mergem undeva și nu am cu mine spumă de ras, mă rad cu gel de duș. Ia să vedem cum face spuma asta. N-am pălmozoc. Își vedem. Da, e ok. Okay. Super! Așa e mai bine. Super, bă, fii. Hai, tati, că noi toți stăm aici ochi și urechi. Suntem ca la teatru. Merge. Eu zic, se descurcă perfect. Super! Ca și tricoul meu. Mai scurt, tati. Se vede că te-ai culcat la 3, nu-ți dăreau pace să dormi. Pentru că mi-am culcat foarte târziu, pentru că mame am pregătit clipul, videoclipul la clipul nostru. Ia să vedem câți au reușit să vadă piesa noastră nouă și despre ce este ea, să ne scrie în comentarii. Apropo, un secret, clipul l-am filmat chiar în prima zi de vacanța de Paște, când am ajuns în București. Tăieturi sunt multiple, dar asta e, mai vine așa decât... Cred că tu ești vinovat că n-ai fost atent. Și acum plecăm din Roman spre casă, ajungem în 7:30. Micaela, așteaptă-ne, noi venim la tine! Mai e și oprins și... Și oprins și vom ajunge noaptea târziu. Nu chiar târziu, dar noaptea. Iar mâine la școală. Și a venit ploița la a venit tine ploița, de... dar uite că toată vacanța a fost soare și maxime. Până la 27-30 chiar. Roman, la revedere și ne revedem! Foarte curând! Foarte curând! Suntem în Piatra Neamț! Și la prima invitație, mami, venim cu cea mai mare viteză aici. Zburăm ca gândul și ca am avut o invitație aici la, la o pensiune, dar nu reușim acum, suntem în drum spre casă, ne grăbim. Oare cine este în această telegondolă? Să ne scrie în comentarii. Este ultima zi din vacanța de Paști. Ia să vedem cine a fost în această telegondolă și dacă au fost cei dintre care ne urmăresc pe noi. În Piatra Neamț! O, da, chiar s-a răcurit. Dar nu uita, mami, că suntem un pic în munți.
96 de metri. Ce drept altitudine. Bine că ai oprit aici, tati, de altfel rămâneam undeva acolo sus. Era cât pe ce să uităm. Mai aveam acolo o dunguriță, rezervor și era chiar la să facem pană. Ajungeam mai târziu la școală. Gândisem aseară și până astăzi dimineață stă un om sărmanul și a dormit pe scaun. Probabil că este fără de casă. Dar e foarte curat și stă cu toate lucrurile sale omnia mene cum portă lângă el. Și zic, hai să-i facem o mică plăcere. E foarte drăguț omul. Doamne, vine să plâng. Uite ce bucuros este. La revedere! Sănătate, sănătate! Și dumneavoastră la fel. Mulțumesc! Ne mai vedem curând! Mănăstirea Colozilor! Mircea! Dar și a noastră, mami! Și a noastră, dar Mircea de fiecare dată aici are o amintire aparte. Mănăstirea Colozilor! Uite de ce vine mai bine. Wow, câtă lume! E o onoare foarte mare să porți un nume la un așa domnitor, cum e Mircea cel bătrân. Următorul băiat, mai zicem că îi punem numele Ștefan. Cu mare drag! Dar ce o să zic abonații? Că și așa ne întreabă Dionuț, de ce nu-i cu M? Păi atunci îi punem numele Marele Ștefan sau Mielini Ștefan. Sau altfel, Micul Ștefan. Mi aproape toți de la școală îmi zic Mircea cel tânăr. Tati, dă-mi noi, în drum știu un restaurant unde am putea mânca măliguță în cuptor cu cașcaval și cărniță. Căruță cu cai! Străzi cu grafiti, noi toți ne distrăm. Vara asta-i a mea, vara asta-i a ta. Vara asta noi dansăm, vara asta noi gândăm. Vara asta nu dorm, vara asta dansăm. Vara asta să stăm, vara asta să zburăm. Tot timpul când venim pe aici suntem impresionați, de parcă-i vedem prima dată. Priește, mami, ce mulți stâncoși frumoși! Cine știe în ce localitate suntem, să ne scrie în comentarii și dacă sunteți din această localitate, vă salutăm! Nu cred! Frumusețea naturii! Mai sunt și magazin deschise! Și acolo! Impresionat de această priveliște mare! Wow! Se termină vacanța! Vine școala! Wow, dar pe ce copiii merg de jos? E mai interesant. Parcă nu se mai termină muntele ăsta. Și de parcă suntem de fiecare dată pentru prima dată. Da, e foarte frumos. Suntem în peșteră! Tati și mami sunt cei mai norocoși, pentru că ei stau în față și văd tot peisajul minunat. Luăm cu noi văcuțele? Sărmana mașină. Ăsta da, tunel. Nu e foarte lumină. Și este foarte interesant că nu sunt lumini. Hai că acuși mâncăm. Wow, sunt mulți. Toți vor să mănânce, oare? Și acum toți încălțați-vă. Și imediat ieșim să mâncăm. Mi-este foarte foame. Eu am achitat parcarea și nu mai merg la mașină. Uite, mă duc pe aici, pe cărare. Uite, este ăla cu roșu. Uite-l. Oh, pe aici, mami. Mami, acum cărarea e important să alergăm cât mai rapid. La cu roșu care nu e roșu. Dar noi mergem, uite, acolo să mâncăm. Măliguțe. Oare știi cineva din ce cauze se numește la cu roșu? Și de ce nu mai e roșu acum? Au trecut mulți ani de atunci. De la acea legendă. Eu credeam că e roșu. A, credeai că e roșu la culoare? Așa e denumirea lui. Cine știe legenda, cine știe, să ne scrie în comentarii. Să învățăm și noi. Aici e masa noastră preferată. Am luat păpriță, nu mai înghețeam mai chiar așa de tare. Atât? Atât. Ce, tati? Am luat sunt păstrați pe băiat aici că e super tare. Face cât 10.
A fost foarte convingător. Noi aici mereu venim pentru mămăliguță. Dar zice băiatul că aproape de un an de zile nu se mai gătește... Dar cum se numea tatăl? Măliga, gulaș, nu știu. Nu, era mămăligă, de ce cu cașcaval și smântână la un loc. Și din când în când cu cărnăciori și care se făcea în cuptor și... Cine a încercat aici și a mâncat, frumos, să ne spună. Era foarte dar bun, zice că să testăm și alte produse, să vedem dacă... Da, poate și la fel de gustoase. Da. Dar eu zic mai gustoase. Ce minuț? E bine afară, mai bine afară decât ne-am împărut, da? Acum atenție, atenție, ce mănâncă copiii? Mâncăm pâine până ne săturăm și cealaltă mâncare pentru mami și tati. Ce rapid a venit supă rădăuțeană! Ca să spui cât de rădăuțeană este supă rădăuțeană din Bicasă. Parcă e același gust. Super delicioasă. Și dacă a trecut postul, putem să mâncăm și ciolan. Acum a venit, acum și s-a dus. Domnul ne-a zis că să avem grijă dacă este fierbinte. Aha. Inițial ciorbița, după aceea ciocolată. Aici, acum avem 9 grade și este maxima de astăzi. Mămăligă! Cu cărnuț! Am zis să testăm măliguța lor în varianta nouă. Nouă pentru noi. Pentru ei deja are un an. Hai să vedem. Se merită oare, mami? Testăm. Se merită. Da. Și atenție! Avem aici iarbă verde adevărată. Păpănașii. Nu știu, ultima perioadă cam toți pun muzica la maxim pentru toate restaurantele și pentru toate localurile în care mergem. E atât de frig încât nu-mi pot mișca mâna. Tati, pune căldura la maxim. Vara noi trăim, vara nu învățăm, vara ne distrăm. Uite, așa e la noi mereu tot drumul. Tocmai de aceea și întârziem cu câte jumătate sau o oră până la destinație. Acolo pe unde se merge cu 90 sau cu 100, noi mergem cu 50, cu 60. Dacă vedeți cineva care merge agale pe drum cu o mașină roșie, să știți că aceea este familia Miremi. Noi niciodată nu ne grăbim. De urgență pentru că avem... Desigur. Maman! Eu nu-ți vrea pipi. Aici. O jucărie! Dar cine vrea să mănânce Chupa Chups? Cine vrea albastru? Eu! Bine! Eu vreau verde! Verde nu este! Doar galben, albastru și roz. I-am luat ceva și Mihaielei. O gentuță cu un câine foarte drăguț. Am ajuns acasă! Mamă, și de fericit sunt și eu! Am ajuns acasă! Ce faceai?
Drăgălașa! 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 Și Chișinău! Și Bucureștiul! Și Clujul, și Oradea, orice oraș și sat din România și Republica Moldova ne este casa noastră. Doar că aici e mai aproape. Pentru că Mihaela a rămas aici acasă. Și ne-a luat dor de ea. Și vrem să vedem reacția Mihaelei când intrăm în casă și când ne vede pe noi. Și eu la fel vreau să văd câte drăgălașe este. După o săptămână de lipsă. Oare nu doarme? Cine acolo? Cine acolo? Mica! 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 Dă-mi un pupic! Dă-mi un pupic! Mica, el e foarte zgârcită la pupic, pentru orice. E un cadou pentru tine. Ce cadou are? Vezi ce cadou are? Hai să acolo. Cățeluș cu pușetă? Uite așa. Cum îți place ție? Stai. De prima desfacem aici. Hai să prindem toți din fără, vezi? Și hai mă, amicul noi. Hai să prindem. Mica! Prea strâns. Ei, Mica. Și ai fost cu minte? Mi-ai trimis multe poze și video cu tine. Hai, dă-i un pupic la cazenul. Tu ce dori? Păi că-i mai grea ca Ionuț. Păi dacă nu merge în deplasări? De serviciu? Hai că în două zile mergi și tu în deplasare. Mergi la București. Da? Cu mașina. Getoane cât duce trenul. Nu e murdar, dar are un pic de gâze pe ea. Am dat cu soluție pentru gâze și văd că nu prea s-a curățat azi. Hai că nu bine am ajuns acasă, că deja iarăși tati va trebui să plecăm. Într-o nouă călătorie la un nou mit bric. Da, ați auzit bine! Pe data de 25 mai ne vedem cu toți la Chișinău! La Zorile, zi Timon! Da, vom fi toată ziua acolo, atât în bloc Zorile, cât și în zi Timon, la parcurile de distracții. Pentru că vrem să ne întâlnim și cu cei mici și cu cei mari. Dar, atenție, de data aceasta vom avea un vitamin cu părinții la fel. Vom avea un masterclass. Am primit foarte multe comentarii ca să facem un greet and meet și la Chișinău. Și iată, cu sprijinul Zitimol, facem. Îndeplinim și dorința voastră. Dacă până acum, 3-4 ani în urmă, mame și cu toate instruiam judecători, procurori, polițiști în domeniul combaterii crimelor cibernetice, uite, acum venim cu o împărtășire a experienței noastre și nu doar în domeniul protecției copilului în mediul online. În ziua de 25 mai, între orele 10 și 12, vom fi în blocul Ziti, la terenul de joacă pentru copii mici, iar de la 13 la 16 vom fi în blocul Zorile, la terenul de joacă pentru copii mai mari. Și începând cu ora 18, vom fi la masterclass pentru părinți.